Președintele Partidului Național Liberal, Goș Dian Popescu, susține că a luat această decizie nu din cauza presiunilor din ultima perioadă din partea unor colegi, ci pentru că partidul are un nou statut. Senatorul spune că nu are nicio legătură cu declarațiile lui Dan Ilie Moreca, care a cerut să fie schimbat din funcție. Liderul PNL, Goș, spune că nu se teme de contracandidați. De ce ați luat această decizie? Să echilibrăm din toate punctele de vedere. A apărut și un nou statut în Partidul Național Liberal la nivel național și vom face alege după nou statut. Credeți că veți fi ales din nou? Partidul decide, nu pot să-mi dau seama, vom vedea la momentul respectiv. Va mai candida cineva? Toți colegii mei care îndeplinesc criteriile statutare sunt liberi să o facă, au dreptul să candideze, asta este democrația într-un partid. Dar spuneți-mi și din cauza declarațiilor domnului Moreca... Nu îl iau calcul pe Moreca, eu ăla nu dau doi bani. La aia pot să și tinte, i-am văzut să nu dau doi bani, ce vă spune Moreca. N-am nicio legătură. S-a votat un nou statut la nivel național, vom face alegeri după nou statut.